Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, trecem la un stup care, tot ca la filmul anterior, am făcut unificarea, dar să vedem dacă aici sunt probleme. Uite, cum se vede, probleme apar. Până să reușim să rezolvăm toate problemele, se face toamnă. Ia, să vedem cum arată, dacă mai strâng un pic, să obținem asta, dacă după unificare totul a fost bine. Să vedem cum și ce. Deci, și aici, ca și în filmul anterior, aceeași operație de unificare. Dacă nu am întârziat cu unificarea sau matca eventual este trântoriță, atunci totul trebuie să fie bine. Iată, aici avem ramele care au fost în colonia în care a fost unificate câteva rame. Aici avem costură. Mâncare, da, arată bine. Se vede cum a evoluat. Cam o săptămână am eu timpii ăștia, cam de o săptămână, deci tot la un interval de o săptămână îi verific, la care consider că e nevoie. Aici a fost drumul. De data aceasta totul e ok. Aici avem puiet tânăr, larvar. Totul arată bine, nu este nicio problemă. O să vă arăt că nu am blocat. Deci ramele care au venit în extinderea colonie izolate, unde matca a fost izolată, arată foarte bine și spațiu destul de mare, destul de suficient pentru a depune ou. Iată cum arată aceste rame foarte bine. Totul e normal. Puieți suficient pe o ramă. Acum nu rămâne decât să stimulăm, să le lăsăm în pace. Le lăsăm în pace pe acestea care sunt bine. Asta. Ea are deja tendința aceasta de blocaj, dar nu e 100% blocaj. Poate au venit în grabă și au pus mâncare acolo. Așa arată, să vă mai arăt o ramă. De acum pui bulmut spre partea aceasta, încet, încet, aduc încă două rame din față, fiindcă intenția mea e să aduc cuib din partea aceasta pentru a ierna în pat cald și pentru a face orice fel de lucrări. De exemplu, unificări sau orice am nevoie de făcut. Iată și aici avem puiet. Dacă întrebați că sunt, nu sunt coronițe, iată și aici puietul.
un pet foarte sănătos, frumos, coat. Deci ce facem aici este să mutăm în partea din față, rame cu cuie. Încet, încet vom aduce așa, în față, diferite rame. Să vedem. Ramă cu mâncare o dau în capăt. Ce o să o pun? Aici am pus și eu o ramă goală bună de oac. A, o oac sau a început să o mai înainte în ea, dar o să înceapă să puie mierenia, punem aici. Iată și o altă ramă, ultima cu puiet. O adăugăm aici și astfel am mutat cuibul în partea în care îmi doream. Aici va fi cuibul de iernare. Bine, va avea rame înlocuite cu hrană, cu tot ce trebuie. Punem și această ramă cu mâncare, de miere, strălucește, e miere ceva proaspăt acum. Câteva zile săraci, n-au putut să iasă afară, că la mine mai era un pic și vinea gerul. Aducem diafragma aici, îi pun un băț să circule albina și vedem ce-i mai face. Așa. Cam atâta la ăsta. S-a unificat foarte bine. Totul arată cum trebuie. Bun, până data viitoare, numai bine.